Salut tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou vlog foarte important de această dată. Băi, fraților, este prima oară când fac un astfel de vlog, adică prima oară când stau cu o cameră efectiv în mână, adică nu filmez cu webcam sau ceva de genul. Nu este camera mea, nu este camera pe care vreau să o iau, ci este camera părinților. Nu are o calitate foarte bună, dar zic eu că este foarte ok pentru ceea ce vreau eu să fac azi. Poate vă întrebați de ce este un vlog așa de important. Ei bine, fraților, astăzi se împlinesc 19 ani de când mă aflu pe acest pământ, adică este ziua mea. De asemenea, astăzi am făcut și eu 20.000 de abonați, sau mă rog, cred că ieri am făcut 20.000 de abonați, dacă nu mă înșel, dar na, filmez acest clip și îl pun astăzi. De asemenea, astăzi dau atestatul la info, deci teoretic dacă vă luați atestatul, voi fi ceva gen tehnician informatician sau ceva pe acolo. Și, drept urmare, fraților, astăzi vom face turul camerei mele. Ok? Bun. Toată lumea voia să fac un astfel de lucru, adică și pe Facebook am văzut că mai toți au spus să fac turul camerei și uitați că facem turul camerei. Bun. V-am zis, este prima oară când fac ceva de genul, așa că, nu, puțin tel mai blâns cu mine, ca să spun așa. Și haideți să întorc și eu camera asta. Să-mi dau și o seama ce fac pe aici. Bă, sper că mă aud ok. V-am zis, nu este o calitate foarte bună, dar... Oh my fucking God, uite, Game of Thrones. Nu mă uit la Game of Thrones, sincer să fiu, adică la Orizarea Tronurilor, dar e un afiș destul de interesant și aici un A și aici este intrarea în camera mea și acum vom păși în minunată cameră a lui Andrei. Pam, 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 pam. Și ăla e cel mai important loc, adică, nu. No. Bun, hai să o luăm din dreapta. Am aici un pat. Cred că v-ați dat și voi seama că e un pat, de fapt, dar spun așa pentru toată lumea, poate alții crezi că este altceva. Aici sunt două tablouri, le știți din live-uri, cel mai probabil un tablou cu două medalii pe el. Și nu vă gândiți la prostii, bă, frate, tipul ăla îi dă un genunchi în burtă, da? Nu vă gândiți la prostii. Și aici tot așa un alt tablou, acolo am niște legitimații, dacă nu mă șer, ia-l tot, oh, așa. Da, uite, legitimație de la campionatul mondial. Perfect, bă, nene, ăsta patru vi l-am arătat, bă, frate, e destul de faină. Plapuma asta, mie chiar îmi place cear și mă rog ce-o fi. Bun, aici este dulapul meu care e foarte înalt, așa mă dau mai în spate să-l plimb pe tot, e foarte, foarte înalt. Am o grămadă de chestii în el, bine, nu voi deschide acum, ați vedeți ce haine aruncate am pe acolo. Aici lângă, da, ăla-i laptopul, ăla-i ghiozdanul și ăla-i încă un ghiozdan. Nu vă uitați, oh, și aici, oameni buni, colecție de tic-tac-uri. Da, 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 fix colecție de tic-tac. Nu stau acum să scot toate astea, dar uitați câta punga este. O mai fac punga, nu te rupe. Deci toată punga asta și cominge peste nu știu ce căcat aici, e plină de tic-tac-uri. Și uitați cât de mare e punga. N-am mai colecționat de foarte mult timp, dar pana mea, se tot strâng acolo. Aici mă uit eu la televizor și nu, ce pot să spun, e un televizor, bă, frate, e foarte fain și bate soarele în obiectiv și sper să se vadă bine. Aici n-am mari chestii, am niște foi și multe medalii, bă, frate, multe, ia uite. Uite ce e aici, frate. Ia uite, multe, multe medalii. Opa, trebuie să nu dezmembrăm ceva. Și multe voi de la școală, română, matematică și toate cele astea, nu cred că vă interesează. Dar trebuie să arăt medalile, bă, nene, bă, trebuie să arăt medalile. Ce avem aici jos? O foaie, tot de la română, nu știu cum a ajuns acolo. Un bloc de desen foarte vechi. Am niște chestii, niște pedale, din câte văd eu, nici nu prea dau seama, pentru că mă uit direct în cameră să văd cum se vede. În fine, cred că e și un volan pe acolo prin spate. Aici am niște chestii pentru antrenament. Am și niște mânuși pe aici, tibiere, de toate, frate. Tot ce vrei aici. Uite și mânușa asta, cum stă așa. Aici am niște greutăți, vin împreună cu setul ăsta. Dar, na, le-am scos afară, mai fac și eu din când în când cu ele, nu prea des, ce-i drept, adică mă eschivez de la acest lucru, dar nu-i bai. Aici e geamul, cred că nu vedeți nimic, sau se vede, bate soarele, no, destul de fain. No, bun, și am ajuns la partea interesantă, foarte interesantă. Ăsta e scaunul, poate vă întrebați de ce am un cearșaf pe ele. Bine, chestia asta, toată pielea de pe scaun se ia, uitați cum s-a luat aici. Gândiți-vă că tot scaunul aici trebuie să fie negru tot, adică să aibă piele, știi? Da, uite, cam așa arată, e tot alb și se vede foarte, foarte urât, trebuie să-l schimb, v-am zis, dar momentan am avut cum. Bun, ce avem noi aici, uite, cât de faină e carcasa, deci carcasa asta a costat 3 milioane jumate, frate, 3 milioane jumate, aproape cât a costat placa video, dar mie îmi place foarte mult, e o carcasă foarte, foarte faină, uite cam așa arată, poate vă întrebați unde bag CD-urile sau chestii de genul, bă, e mai complicat, trebuie să, oh my fucking God,
Deci de-abia încap pe carcasa asta aici, trebuie să-l deschiz și uite așa, aici bag eu LCD-uri, știi? E destul de interesant, chestia asta era foarte bine prinsă la început și trebuia să trag destul de tare de ea ca să se deschidă, da, acum e foarte ok. Aici am niște hârtii, în caz că am nevoie, aici am, nu știu, văd că am niște diplome, oh da, și toate alea, deci toate astea 2000, aveți treabă cu ele. Și toate chestiile astea sunt Harry Potter, fraților, Harry Potter, deci le am aici de când mă știu. Nu știu de ce, dar l-a apucat pe tata într-o zi să zică, bă, trage la imprimantă toate cărțile Harry Potter. No, bine, tată, bine. Ăsta e biroul meu, aici unde se petrece magia, ca să spun așa, uite un mic pad. Dacă se poate spune mic pad, pentru că e mai mare decât birou, adică uite, de-abia am reușit aici să pun monitorul peste el și aici să intre sub imprimantă, știi? În fine, uite mouse-ul, un Razer de tether, o tastatură, acum n-am vedea și tastatura, opa. Mă, uite aici niște wallpaper foarte tare cu asta se înscrie pe care le-am. Acolo în spate e routerul, aici este webcam-ul Logitech C920, care e foarte, foarte ok și o lampă care nu merge. Nu știu ce o țin acolo, dar o țin, bă, frate, cu năuz, ce se poate întâmpla. Bun, pe partea asta se arată așa în ansamblu, am multe cărți, pe toate le-am citit, deci, bă, dar pe fix toate le-am citit. Nu glumesc, n-am citit nimic, absolut nimic. Ce avem noi aici? Am multe poze, uite și poză cu Sabina, poză cu mama, poză cu tata, un Einstein care zice, uite aici, E egal cu MC Pătrat. N-o vezi cât de fain e ăsta. Asta seamănă cu mine, bă. Ia-ți, bă, părul de pe frunte, bă, băiatul. Uite așa să fii și tu fotogenic. Da, bun. Stai așa să-l pun și la loc. Bun. Ce mi-e aici? Stai așa să mă așez pe scaun, că mă dor picioarele deja. Am cameră. Camera, auzi. Am imprimant aici și ia să testăm și noi zoom-ul ăsta de la camera asta. Oh my fucking god. Bine, nu se vede foarte bine, vă dați seama, dar e ok. Ai cartea de biologie de unde învăț eu momentan. Aici am prea frumosul Nesti pe care îl știți din toate live-urile. Nimic special aici la imprimantă. Deasupra am câteva, uite aici sunt documente foarte importante, niște foi de care am eu nevoie, știi, în caz că, nu știu, garanții și toate chestiile. Aici am niște picături pentru că sunt răcit. O brățară foarte faină, frate, uite, brățară de la Dreamhack cu Minecraft, știi? Cu creper. Creper. Foarte, foarte tare brusarea, mie îmi place foarte mult. Aici ce am? Aici am o grămadă de CD-uri, DVD-uri, tot ce vreți găsiți aici, frazor, multe sunt scrise, multe sunt nescrise, adică dacă vreau să scriu ceva imediat, pac, mă duc aici și le scriu. Bun, mai sus, na, v-am zis, cărți, și aici cărți, un maimuțoi. Un maimuțoi primit de la Sabina, bă, nene, bă, uite. Uite cât de malefic e, uite cum se uită la tine, oh my fucking god. Da, bun, așa e. Aici am două chestii, probabil astea le știți, stați așa să le și arunc în pat. Avem așa. Avem o sabie de diamond, foarte genială, ia să dăm zoom iarăși. Uite și uite-l pe un tip care zâmbește acolo. Și un târnăcom, mai mult talent țin aici pentru că v-am zis. Eu vreau, uite, vreau să le pun ceva gen pe perete, pe undeva pe acolo, poate chiar în locul tablourilor, nu știu, dar vreau undeva să fie pe perete, știi? Și momentan le țin aici, că n-am unde să le țin în altă parte, lângă acest tablou. Ce am aici? Am telefonul, asta nu trebuia să fie aici, căștile, în fine. Portofel, niște ochelari foarte tari, polarizați sau ceva de genul, sunt foarte, foarte geniali. Te poți uita la soare și n-ai nicio treabă cu ei. Asta nu știu ce dragi de-a mea să caut aici. Aici, bă, n-am nimic interesant, frate, numai șieturi. Oh, da, cheia de la dulapul din clasă, deci asta trebuie să o predau, frate. Asta trebuie să o păzesc ca pe ochii din cap. Mai sus am un creeper foarte ciudat, niște, un alt telefon, ăsta e telefonul vechi. E foarte vechi, un LG foarte vechi. O diplomă. Asta e de la campionatul mondial. E de la campionatul mondial. What the fuck? Ok, ce caut asta aici? Asta nu trebuie să fie aici. mai mult soi, niște ochelari. Opa, și stați așa. Deci aici trebuie să vă arăt, oameni buni. Deci aici trebuie să vă arăt, aici am colecția mea de cuțite, da, stați așa să iau toate șmecherile astea. Păi deci dacă știți ce e aici, acum vă arăt, nici nu le pot lua pe toate, sunt prea multe, așa, nu, s-a dus, nu, diplomele mele, oh my fucking god, no, bun, stați așa să vă arăt, au, cad cuțitele pe aici, bă, nene, bă, bun, ce avem noi aici, o șmecherie.
Stați așa că nu pot să scot cu o singură mână sau dacă cade, nu, trebuie să tragă cineva de lia, stați așa. Dacă pun așa cum se vede, nu, bun. Stai deja să le scot, uite, primul. Deci, sunt fan cuțite, frate, adică nu știu, îmi place foarte mult să colecționez cuțite. Îmi place în special să, nu știu, cum arată, știi, chiar e foarte, foarte genial, mie îmi plac foarte, foarte mult. Aceste cuțite au lamă foarte ascuțită, adică nu sunt de jucărie sau ceva de genul. Și chiar sunt tari, bă, frate. Bă, multe le primesc de la tata, știi, că și el e fan așa cuțite. Ăsta e o chestie care înțeapă, dar e gen, what the fuck. Nu vre, adică dacă îi dau drumul așa, fără să-l împing sau ceva de la cut, uite, atâta intră prin pat. Efectiv intră prin pat. Chestiuța asta mică. Aici am ceva cuțite de aruncat în pom. Bine, cuțite. Nu se pot numi chiar cuțite. Bine, sunt trei. Cam așa arată unul. Ori îl arunci așa. Ori îl arunci direct de vârf, așa. Cum fac ea profesioniștii, bănene. Bă, sunt trei exemplare. Dar n-am scos doar unul. Ca să nu mă complic. Aici un cuțit mare. Foarte, foarte șmecher. Dacă aș putea să-l scot. Nu, uite, ăsta e preferatul meu, să spun, ăsta e cel mai mare, cam cât un cuțit normal, știi, chiar un cuțit normal, pentru că restul sunt cuțitașe de astea mai mici, dar uite, în comparație cu ăsta chiar se vede diferența, frate. Și, nu, în fine, astea v-am arătat așa, ca să știți ce mă pasionează, și mă pasionează cuțitele, nu știu de ce, dar mă pasionează cuțitele de vânătoare, în special cuțitele de aruncat și chestiile de gel. Și, na, dacă tot erau acolo, o, da, și aici ce mai am? Tot așa un cuțitaș. Aici o legitimație de la campionat european. Mai mulțoi, o poză de la Lasermax, destul de vechi. Oh, da, și ia, uite. Uite-l aici pe frumosul Roni. Uite-l pe frumosul Roni aici. Cât de fain. Are și piciorul și mânuțe. Ok, bă, au căzut astea pe jos pe aici, dar nu-i bai. Sper să nu le calc. Bun. Aici am o inimioară pe care mi-a dat-o Sabina, după cum puteți vedea, adică nu puteți vedea, dar nu-i bai. Vedeți inimioara, un glob pământesc, care de multe ori îl scap, pentru că, uite, e destul de pe margine. Și ăsta e încărcător, dacă mă întrebați de ce umblă chestia asta, aici e fucking încărcător, știi? Aici am încărcat camera să filmez, fac acest vlog, bă, nene, bă. Dar bun, păi, cam asta este, fraților, camera mea. Eventual să vă... De fapt, nu vă arăt o priveliște, că după mă veniți la mine și mă bateți. După aflați unde stau, bine, nu. Cred că aflați bine unde stau. A, uite, s-ară și aici jos. Sub birou mai am niște răftulețe, am o grămadă de chestii neimportante și importante. Acolo în spate am boxele, niște mingiuțe pe care le-am aruncat acum și multe fire. Deci acolo multe fire, oricum nu se vede, știi? Uite cum se vede așa normal, nu trebuie să vadă firele alea, nu se pleacă nimeni, să se ducă sub birou. Deci nu se vede. Bun. Hai să mai arăt încă o dată camera. Yeah, uite partea asta, stai așa să arăt mai... Uite cam așa e de aici, intrăm, suntem... Aolo, bă, nu vă uitați alea, alea au căzut acum. Patul aici cu ceva tablouri, dulap și aici multe cărți. Și da, ăla e birou. Bă, e o cameră mică, dar mie îmi place, foarte drăguță, nu e pictată în 500.000 de culori. Pereții sunt albi, nu știu, prefer alb decât altă culoare și... Pana mea, bă, frazor, stai așa să vedem cum întoarcem noi șmecheria aia ca să vorbesc și eu acum, să mă văd și eu. Mă văd, bun. De bun, băi, frazor, cam asta am vrut să vă spun astăzi. Am făcut și eu un vlog ceva mai special pentru că mulți ați vrut să fac turul camerei și uite, bănene, că am făcut turul camerei. Pentru că mai multe motive. În primul rând v-am zis, e ziua mea, am făcut 19 ani. 20.000 de abonați, astăzi o să iau atestatul la info pentru că nu am voie să nu-l iau. Și, pana mea, sâmbătă probabil, frazor, vom face și Factions Day. Vom face și Factions Day, cel mai probabil sâmbătă, m-am întunecat la față, trăița. Deci, v-am zis, sâmbătă probabil vom face și Factions Day. Și ce pot să vă spun, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Și dacă mai vreți să fac astfel de vloguri, pentru că în curând îmi iau și o cameră mai profesionistă și o să filmăm cu calitate superioară. Și, pana mea, bă, frazor, ne auzim data viitoare. Ciao! Și acum ați văd de unde se închide de aici. Hei, pa, pa!